Testul numărul 2, de la pagina 84. Testul 2? De la pagina 84. Pagina 84. Primul exercițiu, efectuat. Tot așa, facem pe rând. Începe Adi, nu din profesor. Eu am lucrat. Cât trebuie să stau? 1. X plus 6 totul la pătrat. Deci X plus 6 totul la pătrat. Plus X minus 2 pe lângă X plus 6. Da. Hai aduți. Bun. X plus 6 totul la pătrat. Păi fără. A, da, descompunerea. Nu poți să nu spui nimic de fapt, că n-ai nicio părere, da? Deci vine cât? X la a doua plus de două ori X. 12. Ori al doilea, 12X. Hai, hai, hai. 12X plus 36. Așa. Plus X la a doua plus... Băi, primul, cum mulțim două paranteze? Primul cu toți din paranteza a doua. X ori x, x pătrat, x ori minus 2, minus 6x. Minus 6x. Da. Apoi merge minus 2x. Da. Și plus 12. Și egal cu, hai, mai repede. Egal cu x pătrat, 2x pătrat. Da. Plus, plus 6x minus 2x, adică plus 4x. Nu de plus 6x. 6x, că el a scăzut în profesor, 12x minus 6x. Deci 6x minus 6. Da, 12 minus 6 face 6x minus 2, bine, plus 4x, da. Plus 4x, da. Și 36 și cu 12? 36 și cu 12, plus 48. Hai mai repede, adică ritmul lent. B. Și pierdem timp. Amic de-a fost asta, da? Da, B mic. X minus 4 totul la a doua, minus X minus 5 pe lângă X plus 3. Pentru că X plus 3 și egal cu Veruna. Cum se face atât cu formula aia cu 3 la puterea 2? Am vrut să mă verific, am făcut ceva. Bine, bine, tu acum rezolvi aici. X la 2 minus 6 minus 8X. Deci X la 2 minus 8X plus 16 plus 16 minus X la 2 minus pe lângă x la a doua, că avem un minus. Da, măi, da. Așa, x la a doua, plus 3x, da. Minus 5x, minus 15. Și egal cu? Egal cu x la a doua, minus 8x, plus 16, minus x la a doua, minus 3x, plus 5x, minus 2x. Și cu minusul din față, plus 2x. Minus 3x, plus 5x, plus 10. Plus 2x. Minus 15. Așa, plus 2x și plus 15. Că am renunțat la paranteză, da? Și egal cu... x la 2 minus x la 2 s-a luat să duc. Minus 8x plus 2x minus 6x. Minus 6x. Plus 16 cu plus 15. Cu 28. Plus 31. 31. Ai bulbuit aici. Exact. Să fim foarte exigenți cu noi aici. Da. Ce, da? Da. Eu. Ce? Tudor, ce x pătrat minus 2x plus 1 totul la a doua minus x la a doua minus 2 totul la a doua x la a doua minus 2, 2 totul la a doua minus 2x minus 3 într-o paranteză, 2x minus 3 așa, totul la a doua. Totul la a doua. Egal. Și avem x pătrat. Nu mai știu cum să facem formula asta. A, facem altceva atunci, dacă nu știi. Deci facem paranteză, punem din două ori. Punem din două ori. Ori așa, ori altă idee. Ori altă idee, corect. Acolo îmi vine... Să amintești? A pătrat minus B pătrat, cu cine este dat? A pătrat minus B pătrat? Adi? Egal cu A minus
Așa, păi stai să vă gândiți cuvânt, dacă nu. Păi A pătrat minus B pătrat, mai stai pe gând. A minus B pe lângă A plus B. Da. Deci face A minus B pe lângă A plus B. Și în cazul nostru, A ăsta este și B este asta. Și asta minus asta s-a scris primul loc minus al doilea pe lângă primul loc plus al doilea. Da. Interesul doar, da, formulat. Zice, egal cu? Egal cu x pătrat minus 2x plus 1 plus minus x pătrat minus 2. E minus x pătrat plus 2. Deodată. Că vine minus ăsta. Și minusul ăla va lucra și asupra lui x asupra. Și pe ăsta minus se transformă în plus, da? Pe lângă. Pe lângă x pătrat minus 2x plus 1 minus... Nu, a fost minus. Păi a plus x pătrat minus 2. Așa. Minus... Minus... 2x minus 2x, 3? 2x minus 3 tot la pătrat. Nu ridica la pătrat, că cine știe? Poate da. Avem baftă să întâmple ceva. Egal mai departe. Și egal cu x la puterea 4-a. X la 2 minus x la 2? Uite, mă. Am scăpat. Da? Da. Face da. Cât? X la 2, minus 2x plus 3. Minus 3. Minus 2x plus 3. A, plus cu 2, da. Da. Minus 2x plus 3 după paranteză. Pe lângă x păt... 2x pătrat. 2x pătrat. Minus 2x. Minus 2x. Da. Minus 1. Minus 1. Minus. Minus 2x minus 3 tot la pătrat. Egal cu. Și egal cu... putem scoate un fapt, dacă dăm un minus acolo, o să avem, minus, o să avem 2x minus 3 și scoatem un 2x minus 3 în factor? Corect. Deci vedem, seamănă perfect, dar din cauza acestui minus 2x plus 3, nu prea merge și atunci, scoatem un minus în factor aici și va face în paranteză 2x minus 3 și numai bine îl vedem aici. Corect. Deci va veni egal cu minus pe lângă 2x minus 3 pe lângă 2x pătrat minus 2x pătrat minus 2x minus 1 minus pe lângă 2x minus 3 lăsăm așa, da? La pătrat minus 3 egal cu nici 2 dăm factor comun pe pe 2x minus 3 2x minus 3 și pe minus, cu tot cu minus cu tot cu minus. Da? Tot cu minusul ăsta. E și unul la unul și la celălalt, da? Și va veni minus pe lângă 2x minus 3 pe lângă paranteză pătrată locul întâi, de locul întâi a rămas nu, ăsta. 2x pătrat minus 2x minus 1 2x pătrat minus 2x minus 1 și în locul 2? În locul 2, 2x cum nimic? Cum nimic? La a doua. Ah, 2x minus 3. Rămas 2x minus 3. Da. Cu plus sau cu minus? Cu plus. Cu plus, că minusul l-am scos. Da. Da? Plus 2x minus 3. Nici nu mai trebuia să parantez rotundă. Egal acum mai departe, cu minus pe lângă... cu minus pe lângă... 2x minus 3. 2x minus 3. Pe lângă. Totul pe lângă... Uita, 2x plus 2x se reduc. Minus 2x plus 2x se reduc și avem aici 2x pătrat da. Minus 4. Minus 4. Mai dăm un 2 în a doua. Și egal cu... Nu? Sigur că nu avem voie să lăsăm nimic. Un 2, un 2, un 2 și x. 2 4 nu are. Și egal cu 2 pe lângă x minus 2 pe lângă. Minus 2 pe lângă. De ce? Minus păi minus rămâne. Da, minus 2 pe lângă 2x minus 3. Pe lângă? Pe lângă... x pătrat. X pătrat minus 2. Minus 2. Așa se forma final. Mai ne uităm o dată. Da. Mai vedem o dată ce anume s-a întâmplat aici. Frumos este fetiță. Da. Observăm că crește în dificultate. Corect. Ideea ta să fie ridicat după formula A plus B plus C totul la a doua. Hai să ne amintim și pe aceea. A era mai ușoară, nu? B plus C. Nu, a fost mai... mult mai șmecheră chestia. Așa.
cu A la a doua minus B la a doua. A plus B plus C este egală cu... Totul la a doua, domnule. Totul la a doua, face A pătrat. Egal cu A pătrat plus B pătrat plus C pătrat plus 2AB plus 2AB plus 2BC plus 2AC. Era tu nu mă scoți acum. Aveam, nu, că m-am adunat și toate forțele rămân. Doi AB, doi AC, doi BC. Acum depinde, unei minus, unei plus, da. Întâmplă funcții de semnul fiecare. Când de două ori primă ori al doilea, de două ori primă ori al treilea, nu mă merge casă. Știi că eu... Tu faci mișto, dar profesor. Atenție multă. Nu ne jucăm aici. Păi dădeam cu șutul ca să nu se tacă din gură. Imediat. Dacă mai insisti mult, să știi că mă supără. Deci nu ne comentăm. N-am venit aici să avem grijă să facem nu știu ce, nu știu cum. Tu știi bine că ajung repede la etapa aceea. Da. Da. Pentru jumătate de minute opresc lecția. Mă deranjează într-atâta încât cu greu mă remontez. Înțelege bine. Și e ultima dată când îmi atrag atenția. E ultima dată. Da. Și acum să mă întorc aici în ieșițiu și să vedem exact. Dacă am fi ridicat la pătrat, se întâmpla, știți bine, destul de mult de lucru acolo, aș fi obosit. Aș fi obosit și n-aș fi ajuns decât mult mai târziu la rezultatul acesta. De aceea am spus, foarte important este, ceva la a doua minus altceva la a doua, înseamnă repede să fii sesizat A minus B pe lângă A plus B, sigur că puteam să luăm și cu ăsta de aici. Dar nu știu de ce am simțit eu că X pătrat minus X pătrat se va reduce. Cred că mergea și cu primul și cu minus ăsta. Că se vinea minus 2X minus 2X pe acolo, se ducea 2X-ul. Și nu era o soluție să facem un binom din primul? Că X... Pătrat minus 2 X plus 1 este un binom, da. Da. Și ridica la a doua. Și venea la a patra. Și la a patra și ea ne copie. Și aș fi fost destul de stresat, că nu mai puteam să merg destul de bine. Deci, ăsta cu oricare din ei, cred că ar fi fost o soluție bună. Noi am mers pe primul minus al doilea. Puteam tot atât de bine primul minus ultimul. A la a doua minus B la a doua și mergea. Și pe urmă, la sfârșit, iar să-l vedem. Cred că ar fi apărut factorul x minus 2 la pătrat. X minus 2, x pătrat minus 2 ar fi fost acolo prezent. Să mă scoatem încă o dată în factor comun. X pătrat minus 2, da, îl vedem. Da, cu siguranță unul din astea doi. Sigur că da. Și cum l-am văzut pe 2 x minus 3, exact. Factor comun. Exact. Final, ideea este că ori într-un mod, ori în celălalt cel mai ușor era după formula asta. Cel mai ușor, după A la 2 minus B la 2. Corect. Nici într-un chip, varianta să ridicăm la pătrat, formulă și să facem tot jocul acela. Ar fost... Și pe urmă să facem grupările pe acolo. Da, da, ar fi fost greu. Multă muncă. Da. Iată deosebirea între cei doi care s-a apucat de ieșițiu. Unul merge cu formula, exact. Și îl omoară și îi dă drumul și nu greșește, că zicem, era atent, dar ajunge târziu. Consumă foarte mult timp. Corect. Apropo, Miruna, nu? De la ieșițiu care spune deodată când ați luat și n-a simplificat fracția, că corect, eu mi-amintesc de asta. Noi simplificând, ați lucrat cu fracții foarte mari și ați obosit apoi. Corect. Așa, să vedem. D. Dragos. 2 pe lângă. X minus 2 pe lângă X plus 2. Da. Minus. X minus 3 totul la a doua. Minus. X plus 3 pe lângă X minus 2. Egal. Egal. Uitându-te tu așa, cam cea care ar fi ideea. Adică? 2 pe lângă x pătrat, minus 4. 4. A minus b pe lângă a plus b. De acord. Dar ce faci? Ca la șah. Mutarea următoare. Imaginează că ai x pătrat minus 4. Aici x minus 3 la a doua. X plus 3 pe lângă x minus 2.
așa este și al doilea la pătrat. De unde se este? Dar nu este totul la pătrat. Putem să grupăm termenii. Să grupăm x minus 2 cu primul cu ultimul de tot, pe x minus 3 totul la pătrat cu x plus 3. Nu, păi l-ai grupat odată, nu mai ai, gata, el e aici prezent. Și nu mai ai, x minus 3 nu mai este cu cine. Da. O altă idee, Miruna, te rog. 2 pe lângă x minus 2 pe lângă x plus 2, o să dea minus 4 la 2 x la 2. Adică putem să facem ceva la a doua, minus x minus 3 la a doua. Aici? Mhm. Da. Minus 4 la a doua, x la a doua. Minus 4 la a doua? X la a doua, că o să fie 2 pe lângă x la a doua minus 4. 2 pe lângă x la a doua minus 4, Miruna. Da. Și egal cu... Și ce se face la x la a doua minus 4? La 2x la a doua ori minus 8. Îl dă în spate iară. Minus 8. Da. Minus 16 x la a doua. Minus 16? Păi da, 2x pătrat ori minus 8. Dar nu... nu deci tu mulțești cu 2-a ta, da? Da. Deci vine 2x pătrat... Minus 8. Minus 8. Da. Și de acum? Minus 16 x pătrat. De unde 16? 2 cu 8, 2 cu minus 8, nu? 2 cu minus 8? Da. Dar încă o dată 2 eu. Eu l-am făcut pe 2. Deci 2 x pătrat ori minus 8? Nu. E minus 8. Stai, Miruna, să încerc să înțeleg. Era 2 pe lângă x pătrat minus 4. Mm-hmm. Și 2 se mulțește și cu ăsta și cu ăsta. Mm-hmm. Și 2 x pătrat, 2 ori minus 4, minus 8. Punct! Mm-hmm. De încă o dată 2, 16. Mm-hmm. Da? Deci atât. Nu mai ai ce continuă. Nu, ideea lua de cea mai bună. Primul cu deci primul AD cu ultimul, pentru că observ pe x minus 2 comun. Da. Da? Și atunci zicem, egal mai departe, cu x minus 2. Dragoste. Pe lângă. Pe lângă. Deci te uiți la primul și la ultimul și ai scos pe x minus 2. X minus 2 pe lângă. 2. Din primul a rămas 2 și x plus 2. A, deci 2x plus 4. Deci vine 2x plus 4 minus, din terminul al doilea, minus x plus 3. Minus x minus 3. Da. Atenție, minus ăla lovește pe amândoi. Deci toți termenii, parte, minus x minus 3. Și minus x minus 3 la... x minus 3 totul la pătrat. Și dăm mai departe. X minus 2, vorbește. X minus 2 pe lângă rotundă x minus 1 plus 1, da. X plus 1. X plus 1 minus rotundă x minus 3 minus x minus 3 totul la pătrat. Cu x la n-am ce face, trebuie să mulțesc aici. Da. Am sperat că să mai fie un factor. Uh-huh. Nu, Miruna, nu știi unde aveți minus x plus 3 în paranteza pătrată. Uite, Miruna, deci 2 pe lângă x minus 2 pe lângă x plus 2 am avut pe x plus 2 comun. X minus 2 și x minus 2. Și atunci am zis x minus 2 pe lângă 2 pe lângă x plus 2. 2x plus 4, din primul termen. Din al doilea, fiindcă a fost x minus 3 la pătrat, a fost x plus 3 pe lângă x minus 2, noi l-am scos pe x minus 2 și mi-a rămas x plus 3. Și vine minus. Care minus în față. Și minus va lovi toți termenii din paranteză. Corect. Minus x minus 3. Minus x minus 3, da? Da, corect. Bun. Intervine. Ori de câte ori, atenție, ori de câte ori ceva e neclar, interveniți că îl ajutăm și pe cei care ne privesc. Corect. Insistența voastră face calitate la lecție. Da? Deci faceți acest lucru. Nu mă supăr din cauza asta, că mă întrerupeți. Mă supăr când vă ocupați cu altceva. Așa. Și acum trebuie să mulțim. Nu mai avem ce face, decât doar atât trebuie să facem. Ne apucăm să mulțim. Dragoș. X pătrat plus x minus 2x minus 2
Minus x minus 3. S-o scoate. Se duce la pătrat. Să da, să ridicăm la pătrat, dragul. Minus pe lângă sau cum vrei. Minus pe lângă, da. X pătrat. Minus, mă ridicăm la pătrat. X pătrat. Da? Minus x pătrat plus 6x. A, dacă zici deodată plus 6x, pun, șterg paranteza. Da. Minus 9. Minus 9. Și egal cu x pătrat cu x pătrat. Să ne duc. X minus 2x face minus x. Și cu 6. Da, e minus x pătrat. Unde e minus x pătrat? Păi mai x minus 2x. Minus x, da. Minus x. Și cu 6x face 5? 5x. X, da? Deci vine 5x. Minus 11. Haideți mai cu minus 2, minus 9, minus 11. Nu mă lăsați numai pe mine. Da? Adi, tu urmezi. Poftim. Eu? Da. X radical din. D e? E. E. X radical din. 1 minus radical din 3 totul la a doua. 1 minus radical din 3. Totul de cei sub radical, domnul profesor? Așa. Așa la a doua. Plus y radical din 2 minus radical din 3 totul la a doua. Așa. Minus radical din 3 pe lângă. X minus 2y. 2y. Plus 2 pe lângă. X minus y. Pare greu, dar nu-i chiar. Acolo radical 3 este radical lung? E radical... nu, mai scurt. Mai radical din 3, așa mai zic. Deci nu mai radical din 3 și x minus 2y, respectiv. Să ducem la a doua. Să ridicăm la pătrat, da? Da, să ridicăm la pătrat. Poate că nu e de acord? Nu, nu. Pentru că radical din 1 minus radical din 3 de negativ și schimbăm semnul. Că e un fel de modul. Nu e un fel de modul. Obligatoriu îți pune modul. Totdeauna, când am radical din ceva la pătrat, face modul. Da. Deci voi spune, x ori modul din 1 minus radical din 3. Sper să-mi bat capul de oprandată, da? Corect. Plus. 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 Y ori modul din 2 minus radical din 3. Da. Și minus... Radical din 3 asta, pe lângă x minus 2 y plus 2 pe lângă x minus y. Și egal cu? Egal cu. Ridicăm la pătrat aici la modul. Păi dar de cum se ridică la pătrat? Schimbăm semnul, că e negativ. Aveai minus 1 plus modulul dintr-un număr rămâne așa dacă e pozitiv. Și nu mai e pătrat, domnul profesor. Dar nici vorbim de pătrat. Nu, de unde e pătratul? De ce ai zis pătrat? Hai să vedem, să facem corecția care corect. Care se impune. De ce ai spus? Ridicăm la pătrat. Așa ai scăpat de radical. Da, scăpat de radical. Radical din da. Ăsta la pătrat face modulul. Și acum explicăm modulul. Da. Modulul dintr-un număr, dacă e pozitiv, așa rămâne toate expresiile de acolo, dacă e pozitivă. Și dacă e negativ, acolo întrebar negativ, îi schimbăm semnul expresiei acelea. Și noi urmărim. 1 minus radical din 3, ce fel de număr este? Negativ. Acum. Negativ. Îi schimbăm semnul. Și atunci îi schimbăm semnul. Mm-hmm. Și x... Și va fi egal cu x pe lângă... Radical din 3 minus 1. Radical din 3 minus 1. Plus, plus y pe lângă... Y pe lângă. Tot negativ. Nu era negativ. E pozitiv. Că 2 e mai mare... 4 e mai mare decât 3. Așa trebuie să compară. Da. Și atunci vine y pe lângă, rămâne așa. Când e pozitiv, rămâne așa. Y pe lângă 2 minus radical din 3. Și minus radical din 3 pe lângă x minus 2y. Auzi, hai să încercăm să desfacem aici. Radical din 3 ori x. Radical din 3x plus radical din 2 radical din 3y. 2 radical din 3y. Și plus 2x. Așa. Minus 2y. Și egal cu. Egal cu.
să scoatem pe x factorul. X radical... X-ul. Să reducem termenul asemenea, pur și simplu. Da. Ce e în x? Avem... x pe lângă. X pe lângă, radical din 3 minus 1. X pe lângă, mai întâi radical din 3 minus 1, apoi, unde mai vedem x? Mai vedem la radical minus radical din 3. Minus radical din 3, scoțim. Da. Deci minus, minus radical din 3. Unde mai vedem x? Minus radical din 3. Plus 2x. Plus 2x. Plus 2. Plus 2. Plus y pe lângă. Y pe lângă. 2 minus radical din 3. 2 minus radical din 3 odată. 2 radical din y. Deci 2 plus 2 radical din 3. Plus 2 radical din 3. Y-ul am scos. Plus 2 radical din 3. Plus 2 radical din 3. Așa. Și minus 2. Și minus 2. Și egal cu x înmulțit cu... Radical din 3 cu minus radical din 3 se reduce. Corect. Și x ori... 1. 1. X. X. Plus, plus y ori. Plus y ori 2 minus... Minus radical din 3. 2 minus 2. Da. Scăpăm. Da. Așa. Și cât de acolo, da? 2. 2 radical din 3. Scăzut un radical din 3? Radical din 3. Radical din 3. Ce-s n-a trebuit? Păi știi, măi, tu mă dat că aici a fost... erau foste momente importante. Modulul, trebuia modulul. Să se foarte important. Deci când ieșim de sub radical, și totul la pătrat ieșim fără să stăm pe gânduri în modul. Expresia în modul. Deci ori de câte ori aveți radical dintr-o expresie cât o fi de mare la pătrat. Și ca să, la pătrat expresia, ca să nu greșiți, spuneți totul în modul. Și pe urmă începe să analizați. Mă, dacă toată expresia e pozitivă, înseamnă că rămâne în barele parte rămâne așa. Iar dacă este negativ, schimbăm semnul ca să-l transformăm. Schimbăm semnul, îl facem pozitiv. Că totdeauna modulul este un număr pozitiv. Corect. Bun. Yes. Iată că am făcut și acest ieșit. Exercițiul frumos. Da. Yes, da? F. Ultimul exercițiu de la 1. Da. X pătrat plus Y pătrat minus 13. F. Da. X pătrat plus Y pătrat minus 13. Da. Totul la puterea 2014. Dacă x este egal cu, egal cu cine asta? Da, dacă. Dacă x este egal cu radical din 3 plus radical din 2 și y este egal cu radical din 6 minus 1. Miruna. X este egal cu radical din 3 plus radical din 2, deci x la a doua... Facem x la a doua, Miruna, da? Da. X la a doua. Deci x la a doua va fi egal cu radical din 3 plus radical din 2. Radical din 2 la a doua. Și egal cu... 3 plus 2 radical din 6 plus 4. 3 plus 2 radical din 6 plus 4. Așa. Și egal cu 7 plus 2 radical din 6. Plus 4 sau plus 2? Plus 2. Plus 2. Ah, plus 2. Deci cu 2, 5, da? Plus 2 și egal cu 5 plus 2 radical din 6. 5 plus 2 radical din 6, de acord. Y la a doua. Atenție multă că domnul acela care ne urmărește și este bine cineva. Da, ați văzut. Ce face? Ce mulțumim frumos încă o dată. Ce face? Păi nu știți bine, îmi spune, vă capacitați clasa, așa mi-a spus la telefon. Vă rog să capacitați clasa. Pentru că nu se poate să trecoare greșeli. Adică a spus foarte urât. Vă sunați? Dacă vă... Da, 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 da. Adică voi acolo dormiți? Asta nu a spus. Cum să faceți greșeli de asta? Și îi mulțumim frumos pentru că a venit cu telefonul la momentul potrivit. Când? Nu știu cine este. Când? Cineva că nu a zis serul ăsta. Da, am creșit noi la 126, în loc să zicem că e 14, la 14. Atunci! Cu 13, știi? Aici am eu... Intervenim frumos. Da. Deci dă... Y la 2 egal cu radical din 6 minus 1, totul la pătrat. Și egal cu 6 minus 2 radical din 6, plus 1. Și egal cu 7 minus 2 radical din 6. Minus 2 radical din 6. Și
Și acum notăm... Pentru ce în sus? Notăm fracția aia cu z. X la a doua plus Y la a doua minus 13. Nu, anotăm cu Z, Z e egal cu... Hai să zicem, Z egal cu X pătrat. X pătrat care e 5 plus Y pătrat minus 13, tot la 2014 și egal acum cu... 5 plus 2 era egal din 6, plus 7 minus 2 era egal din 6, minus 13, tot la puterea 2014. Și Z egal cu... 14 și egal cu? 12 minus 3. 2 radicale 6 cu 2 radicale 6. 12 minus 3 și minus 1 la puterea 2014 și egal cu 1. Și egal cu 1. Da. Următorul? Efectăm 2. Efectuați. Radical din 3 minus radical din 5. Radical din... Nu, da, din 3 minus radical din 5. Așa. Da. Ori radical din 3 plus radical din 5. Deci trebuie să scăpăm de radical, de radicalul la lung. Adică să luăm deoparte, să supra radical cum puși de ăștia, nu? Să-i transformă. Dar cu alte idei. Radical o radical? E egal cu radicalul... Din cele două numere mulțite, da? Mulțite, da. Numai la adunare și la scădere nu se poate, dar la mulțire, da. Un singur radical din expresie de mulțire. Deci pot să spun un singur radical din locul radical întâi... Radical din 3 minus radical din 5 pe lângă 3 plus radical din 5. Și egal cu radical din... Și egal cu radical din 9 minus 25. 9 minus... Radical din 5 totul la puterea ta, adică 5. 9 minus 5. Care egal cu radical din 4 și egal cu 2. A fost mult mai simplu decât să transformăm radical. Asta e, Mirna face invers. Și uitați și muncește. Păi da, e povestea ei. Și a plecat pe... Da. Deci foarte repede te poți păcăli aici. N-am făcut asta când a fost plus? Plus minus, da. Atunci, neavând varianta, a trebuit să fie fiecare radical în parte și să muncească. Așa m-am gândit și eu. Dar și eu la fel. Cu radical s-o apuși. Da. Deci, nici nu stăteați pe gânduri. Dar arată cât de repede am rezolvat-o, fiindcă am avut varianta produsei doi radicali egal cu un singur radical din expresiile mulțite. Da? Deci... Dragoș, radical din... Deci radical din... 4 radical din 2 plus radical din 7. Plus radical din 7. Ori radical din 4 radical din 2 minus radical din 7. Minus. Da. Minus, da. Profesor. Da. Radical din 3 minus 1, pe lângă radical din 3 plus 1. Trebuie să știi folosos. Radical din 3 minus 1, într-o paranteză. Radical profesor. Din 3 minus 1, 1, într-o paranteză, pe lângă radical din 3 plus 1. Numai radical din 3 e... Așa, că era o prostie. Exact. Minus 1, pe lângă radical din 3 plus 1. Așa. Mai puneți o paranteză acolo. Și aici. Apoi, gata, acum e bine. Hai, Dragoș. Așa. Scriem un radical lung. Și... Înmulțit avem voi. Așa, un singur radical cu înmulțire. Nu facem asta la adunare sau la scădere, am spus, da? Că mergem mult mai repede. Deci, nu că merge acolo, n-avem, e posibil. Aici, la mulțire, deci merge mult mai repede decât dacă mergem pe varianta ta. Deci, radical din 4, radical din 2, plus radical din 7, tot pe lângă 4, radical din 2, minus radical din 7. Minus... Radical din 7, domnule. Radical din 7. Minus 3, minus 1, într-o paranteză. Așa face, nu? 3, că ăsta la a doua minus 3. 1 la a doua, da? Da, 3 minus 1, mă. Deci, 2. Minus 3 minus 1, iată, cam așa scris, da? Da. Egal mai departe cu? Că este egal cu radical din... ...32. Deci 16, nu? Da. Ori 2, 32, deci 32 minus... Minus 7. 7, da. Minus 4. 3 minus 1, 2. Deci 2, minus 2. Minus 2. Și egal cu?
25. Radical din 25, da? Minus 2 și egal cu 5, minus 2 și egal cu 3. Da, și egal cu 3. Asta este rezultatul. Da. Ce? Așa. Hai. 3 radical din 2 minus 4, totul la a doua. 3 radical din 2 minus 4, totul la a doua. Ori 3 radical din 2 plus 4, totul la a doua. Minus radical din 7 minus 2 pe lângă radical din 7 plus 2. Nu putem face primul termen ori al doilea. Nu, primul termen plus al doilea pe lângă primul termen, pe lângă acolo e ori. Păi mă, dacă e ori. Da. Punem un radical. Păi, zi. Mulțim între... Ei, totul la a doua. Da. La radical. Dar radical n-a fost așa, radicalul radical, am zis un singur radical din cele două mulțite. Uh-huh. Și aici, e formula care? A ori B totul la a doua, egal cu A la a doua, ori B la a doua. Și invers, A la a doua ori B la a doua înseamnă A ori B totul la a doua. Noi avem A la a doua ori B la a doua. Da, corect. Scriem acum A ori B, deci va veni... 3 radical din 2 minus 4 pe lângă 3 radical din 2 plus 4 și totul într-o paranteză dreaptă, dreaptă totul la a doua minus 7 minus în paranteză minus 7 minus 4 minus 4 da. Deci minus minus 3 A minus B pe lângă A plus B face A la a doua, adică 7 minus B la a doua, minus 4. Și egal 3. Cu? Da, egal cu 3, 9, ori 2, 18. Deci 18. Minus 16. Corect. Și totul. Și minus în continuare. E totul la a doua, domnule. E totul la a doua. Așa, totul la a doua, foarte bine. Și minus 3. Minus 3. A, 18 minus 16 îi 2, adică 4 minus 3 e 1. 4 minus 3 egal cu 1. Termatești. De. De. Radical din 6 plus 7, într-o paranteză rotundă. Deci radical din 6. Plus 7. Plus 7. Într-o paranteză rotundă. Ori, paranteză pătrată. 3 pe lângă. Radical din 6 minus 1 minus 2 pe lângă. Radical din 6 plus 2. Închideți paranteza pătrată. Plus 2 minus radical din 11 pe lângă 2 plus minus radical din 11 pe lângă 2 plus radical din 11. Miruna. Radical din 6 plus 7 pe lângă... Și ne gândeam să urmărim paranteza aceea, nu? Mm-hmm. S-o desfacem. Deci, pur și simplu desfacem. Da. Deci, zicem, radical din 6 plus 7 lăsăm așa, că n-avem ce face. Pe lângă... 3 radical din 6 minus 3. 3 radical din 6 minus 3. Minus 2 radical din 6 minus 4. Corect. Plus 4 minus 11. Plus 4 minus 11. Și 4 radical din 6 plus 7 pe lângă 3 radical din 6 minus 2 radical din 6 radical din 6 minus 7. 3 radical din 6 minus 2 radical din 6 face 1 radical din 6. Minus 7. Și minus 7, da? Plus minus 4 minus 11. E minus 7. Așa, și egal cu 6 minus 49. 6 minus 49. Minus 7. Și egal cu 43. Minus, minus 43 minus 7. Minus 50. Corect. Exercițiul 3 se termină. Atât. Mai avem un exercițiu 3. Da. Exercițiul 3. Tu doșești, tu, doamnă? Da, te să spun. Da, tu te de lucru. Da, tu, Dragoș.
Descompuneți. Una cu mâini. Așa. Descompune. Amin. 5x pătrat minus 10x. Cum? 5x pătrat? 5x pătrat minus 10x. Descompunem? Da, să-l descompune. Dăm. Păi dăm pe ce-i făcut? Pe 5x? Pe 5x? Da. Da, acum da. Hai, lucrează, Adi. 5x pătrat minus 10x. Atenție multă, da? Deci nu mai comentăm, suntem conectați pe îngheșițiu. Deci 5x pătrat minus 10x. Minus 10x. Egal cu. Dăm factor comun pe 5x. Așa, egal cu 5x pe 0. Pe lângă x minus 2x. Minus? X minus? 2x. Minus 2, pe x minus 2, da. X minus 2, punct. B. 3x pe lângă x minus 1. 3x pe lângă x, x minus 1. Minus 2 pe lângă x minus 1. Dragos. Am o întrebare. Da. Mai sus nu era 5x pe lângă 5x minus 2? Păi. Păi dacă l-a scos pe 5 pe luna. A, nu-i 5x totul la 2. Așa. Mai x e la 2. Uh-huh. Deci aici te-am mai văzut de câteva ori cu confuzia asta. Uh-huh. Una este 5x totul la 2 și alta e 5x pătrat. Egal cu x minus 1 pe lângă 3x minus 2. 3x minus 2. Mirna, nu te cert pe chestia asta. Da, am înțeles. Deci eu... Ți-a trage atenția doar ca să bagi la cap. Asta. Așa lăsăm domnul profesor. Păi, nu, așa lăsăm. Faci, nu desfacem, nu facem nimic. Nu, să-ți produs. Corect. Să transformăm produs. A, descompuneți înseamnă să transformăm produs. Da, 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 da. Da. Ce? X plus 2 totul la a doua. Minus 3 pe lângă x plus 2. Hai, Adi. Dăm factor comun pe x plus 2 și o să fie x plus 2 pe lângă x plus 2 minus 3. Și egal cu? Și egal cu x plus 2 pe lângă x minus 1. Corect. De. X pătrat minus 16. Și egal cu? Egal cu x la 2 minus 4 la 2. X la a doua, foarte bine, minus 4 la a doua. Și acum? Și x minus 4. X minus 4 până x plus 4. X minus 4 până x plus 4, asta înseamnă. Produs. E. X plus 1 totul la a doua. X plus 1 totul la a doua. Minus 9. Minus 9. Cu 2. Este egal cu x. Ce formulă vezi acolo? X, plus, x pătrat plus 2x plus 1. Da, x la pătrat, dar nu te avantajează. Lasă la Adi și pe el. Nu pune presiune, nu zis. În loc din nou, hai să zicem 3 la 2. 3 la 2. Și imediat îți fuge mintea, supra la 2 minus b la 2. Și este x plus 1 totul minus la... 3. X plus 1 minus 3, locul 3, da. Locul 1 minus al 2, da? Deci vine x plus 1... Dar în timpul ăsta și scrii, da? Da. X plus 1 minus 3, pe lângă? Pe lângă x plus 1 plus 3. Și egal cu x plus 1 minus 3, vine x minus 2. X minus 2. Pe lângă x plus 4. Ai și tu o să vicem la formula asta, Tudor. Da? Deci da. Te grăbeai ca și data trecută, a fost trinomul ăla. Vă dați seama, era a plus b plus c totul la a doua. Ziceam la a patra. Era greu de... condus și finalizat ieșițiul. Iată din nou, nou acela îl vedem pe a 3 la a 2 și a la a 2 minus b la a 2 este prezent și o zice a minus b pe lângă a plus b. Da? Da. Yes. X pătrat minus 10x plus 25. Minus 10x plus 25. Dragoste. Atât, da? Da, da. Este egal cu x minus 5 totul la pătrat. Era 10x. Da, 10x, face da. Egal cu x minus 10. Da? Deci x minus 5 totul la 2. Așa trebuie lăsat. Corect. X la a doua minus 3x plus 4. Plus 4, egal cu... Hai, hai. Plus 3x plus 4. Plus 4. Da. Egal cu x minus 3x plus 2 la a doua. Da. Și rămâne așa. Nu pot răspunde. Așteptați? Nu puneți presiune, lăsați-l un pic să gândească. Să gândească, abia imediat.
Vă echipuiți la, la rândul vostru când v-ați aflat în situația asta, nu v-a convenit. Acum, Adi, visăm la ceva care să fie, să aranjăm, să scoatem un factor comun. Ca să scoți un factor comun în trei bunoare, ar fi ca patru ăsta să scrii ca 3 plus 1. Hai să încercăm așa. Deci vine cât? X pătrat minus 3x minus plus 3 plus 1. Și cam mai egal. Egal cu, facem un bino. Am scos așa? Așa e 3 pe lângă. Deci vine x pătrat pe lângă x pătrat plus 1 să-l lăsăm, nu plus, plus 1 că n-am ce face. Da, pe lângă 3 pe lângă. Din ăștia doi scoatem un factor comun. Pe 3. Plus 3, da. Plus 3 sau minus 3? Plus... Minus 3, să zicem. Minus 3 pe lângă x minus 1. Am scos pe minus 3 și a rămas x minus 1. Nu ne încântă. Că dacă aș fi avut aici x pătrat minus 1, aș fi zis acolo pe x pătrat minus 1. Și tu nu ești asta. Alo. Tu ești de la... La Giurgiu. Acum termin. Da? Da, mai stă. Nu mai e sonor? Aha. Imediat. Da, e roșu, domnule. Da? De unde arată, ca să știi și noi? Uite acolo, un punct mic, mic, mic. Roșu, vezi? Acela... Domnule, mi-a arătat și mie, vreau ca să știu de acum. Cred că e ăsta de aici. Nu? Ăsta de aici? Nu, uite acum, profesor, aici. Aici, barna, tu ia, uite. Roșu. Așa, când... Nu mai este conectat da, cu asta. Exact. Deci asta și roșu și atunci înseamnă că trebuie schimbat bateriile. Așa. El stă cu ochii pe noi și... Are... Mi se pare interesant ce face. Nu numai că... Dar are ceva de treabă, probabil. Că am povestit pe lume. Dar cât te ești aici? Un număr, tot un număr. Alo. Deci ideea e acolo. Adică. Raul, acum termin, bănesc, nu? Cât e ceasul acum? E 9 și 5. Așa. Mai așa, Raul, ne oprim și o să intri tu, da? Gata, nu mai știu. Bine. Ai câțiva colegi lângă tine. Păi gata, facem lecția în direct acum. Bine. Acum să o întrerup că schimb bateriile, schimb bateriile, imediat. Bine. Ce nebuneală. Toți vă... Da. Mai ce să nu uite ce ți-o zic acum? Ar terminăm Miruna. Uite așa. N-ai altă idee, Alia? Dar nici să te... Așa. Schimbă așa acolo? Schimb ca să nu mai... Asta deci asta mai duce, urmă pica asta și simt pe rând. Ia uite, uite și minus. Ia uite, uite. Da, acum asta aude. Imediat termin, dragilor. Și Giurgiu și Bistrița. Bistrița, dar... Astea slavă. Bistrița sunt împreună. O să aștept și mă duc și tu cu el să fac de la Giurgiu. O vă și la Giurgiu? Da, și asta, Raul și cum... Bă, mă iau de odihnit, mă. Cine știți pe punacuș? Stați voi, sper să plângeți de milă. Da. Asta e viața de profului online. Expunere totală. Da, nu mi-a ieșit în jocul. Că atunci ca trebuie să mă întorc minus 3 sta fi minus 4 x plus 1 sau pe, minus 4 x plus 1. Să umblăm la asta. De minus 3 x, să vedem ca minus 4 x minus x. Minus 4 nu? X plus x. Minus 4 x plus, plus x. X. Da. Deci o încercăm altă mare. X pătrat minus, minus 4 x plus x. X. Plus 4. Plus 4. Egal cu x pătrat. Egal cu x pătrat. Grupează acum. X pătrat cu x. X factor comun și pătrat. Tot nu merge. Tot nu merge. Păi uite, nu merge pentru că se întâmplă chestia asta. Dăm pe minus x. Dar tot nu merge. Din x pătrat plus x
Și minus 4x. Aia atunci să reduceți formă în pătratul perfect. Noi știm, nu ne dăm bătuți. Deci ne ducem pe x pătrat minus 3x plus 4 ca fiind egal. X la 2 minus 2x ori 3 pe 2. 2x ori 3 pe 2. Plus 9 pe 4. Plus 9 pe 4. Minus 9 pe 4 plus 4. Și egal mai departe cu... Ia pe aici închid repede ca un pătrat. X minus 3 pe 2. X minus 3 pe 2 totul la pătrat. Și aici a luat aceeași mentor, vine 16. 16 minus 9, 7 pe 4. Deci plus 7 pe 4, da? Plus 7 pe 4. Plus 7 pe 4, dacă aveam diferența aici, mai reușeam. Tot nu-i bun. Deci este o greșeală în exercițiu de aici. Cred că e minus 4, mi-e ăla. Da, x la 2 minus 3, x minus 4. Aia asta. Asta tu ai greșit. Eu am greșit. A dus-o și... Nu mai contează cine. Da, e minus 4. Minus 4. Da. Și cu minus 4 vintezi cum e. Merge foarte bine grupajul care ne-a făcut. Da, da, da. Într-o primă variantă, fiind cealaltă, să-ți scoate x minus 1 același merge pe grup. Da, ne oprim aici. A fost o lecție frumoasă. Sinteza orei. Sinteza ca să... Mihaela, te rog să luăm pe rând. Să luăm pe rând ce am făcut. Da, da. Întâi am făcut tema. Întâi am făcut tema, domnul profesor. Eu nu mai am interesat. Acum am făcut tema. Ecuații de forma x pătrat, testul n-a făcut. X pătrat egal cu a. Ecuații de forma x pătrat egal cu a. Ecuații de forma x pătrat egal cu a. X pătrat egal cu a. Da. X pătrat de a și de aici tot felul de variante. Și-am lucrat și cu modul. Așa, am mai doi moduluri. Modulul, da. Explicitarea modulului și radical suprapus. Domn profesor? Da. Radical suprapus. Radical suprapus. Compuș, parcă să zic, dar eu, la clasă unică. După, am căzut, Compuș, radical compuș sau compuș? Dar ce credeți că ei știu, domn profesor? Radical compuși, da? Descompunerea în factori. Radical compuși. Formule de calcul pentru ta. Descompunerea în factori. Ce ai, bă? Formule... Ce puțin? Am lucrat foarte mult cu a la doua minus de la a doua și... Cinci. Din fapt. Formul de calcul pentru fapt care am avut aia, da. A la a doua minus de la a doua. A, foarte mult am lucrat. A, binomul, a minus, a plus minus, b la pătrat. Așa, și după aceea am lucrat, domnul profesor, de la test. Factorizarea unui, atenție că se înregistrează toate chestia asta. Deci factorizarea, n-am terminat lecția. Factorizarea unui expresie, nu? Da. Factorizarea... factorizarea unei expresii. Aceea de a o transforma în produs. Uh-huh. Ultima parte. Cam asta. Cam asta. La revedere. La revedere, vă mulțumesc că l-ați numit profesor, dar o să ai făcut în continuare. Băi, zi, urmează un succes, mă descurc, băi, să ai mă las singur aici.